Vă salut! După cum știți, care ați vizionat, am pus un video acum vreo săptămână. Am adus niște roiuri aici într-o stupină, care i-am pus în față la stup de 12 rame, pregătit să-i transfer anul viitor în primăvară. Și am marcat cu pavar așa, drept, pe cei care sunt micuți sau medii. Cei care sunt mai mari, le-am pus pavajul așa culcat, să zic, normal. Și acum am venit să le pun câte o tortă de zahăr la cei care sunt micuți și medii. Asta e torta care o folosesc eu. Și acum să vedem, am să deschid și unul care e mai mare, ca să vedem cam cum ar arăta unul care are hrană suficientă pentru iarnă. Aici am mai adus un palet, azi dimineață, de stupi, pentru, în caz că sunt pierderi peste iarnă, mai ales la ăștia micuți. Dacă sunt pierderi, am adus aici de rezervă al stup, văd că unul e pus invers. Nu, așa parcă e mai bine. Bun, să începem lucru. Am aici hrănitoarele lor, care sunt de la stupii de polistiren, care eu o să le pun invers peste turta de zahăr. Vă explic imediat exact cum fac. Deocamdată să deschid unul care e ok cu hrana, la care nu trebuie să-i completeze. Ia să văd aici unde mi-am pus și afumătura. Cam așa arată unul care ar fi mărișor. Ramele de plastic nu au făcut nimic, nu l-au construit, nu e nicio problemă, că nu asta e scopul. Și acum am să scot o ramă să vedem cum stă cu mierea. Se poate observa că are hrană suficientă pentru a trece iarna. Măcar este așa, la astea nu le fac nimic, nu mă ating de ei. Și a doua ramă, tot așa e. Bun, acum am să-l pun la loc și deschid unul care e micuț, să vedem ce înseamnă micuț cu hrană puțină. Nu, dar asta nu-i punem. Asta nu mai l-am deschis să avem mere. Să avem un model, dar asta are mere destul. Acum îl deschid ăsta de lângă, care a fost marcat, ar fi mai ușor. Da, se simte că e mai ușor el.
Și nu pot să-i fere. Dar acum nu, toamna nu. Primăvara. Am pus târziu. Are și asta, dar nu foarte multe. Are pastura. Are și miere, un pic de provizie, dar nu foarte multă. Se simte că e mai ușurel. Și atunci la asta o să-i punem o tortă. Să vedem cum procedăm. Haide, te rog, prima dată o izolație. Așa. Nu, asta. Izolații cumpărate din magazin de bricolaj, ole de aluminiu și înăuntru are pungă de aer cu bile de aer. Așa. Izolez cumva familia, dacă se poate spune așa, turta de zahăr care am deschis-o. Punem peste el. Așa. Și punem fernitorul. Așa. Așa. Cam asta e. Și acum capacul. O să-l curățăm și... Cam asta e. Cam asta e lucrarea ce o să fac eu astăzi. Am uitat să vă spun că turta e de 2 kg. Cam așa arată. Nu, nu fac reclamă, dar asta e ce pun. E cea mai ieftină. Și de asta pun eu. Ai ceva în ce să răzălim astea? Nu astea. Dacă nu într-o cutie de carton. Dacă nu, da, da, după ce se Știi cum fac? Uite așa e. Un buzunar așa și îl trage. Ok. Thank you.
Hai să-mi șac acolo, vezi o grămadă. Cum? Nu, nu, nu m-am luat cu piatra dreaptă.
așa de. Ia așa. După cum ați observat, dau fumă mult ca să plece albinele, să nu le strivesc când pun turta de zahăr. De-aia insist mai mult cu fumul. Cam asta e, să zic așa, împachetarea. Acum o să-l dau pe rapid.